Vă salut! Într-o lume în care conflictele geopolitice modelează destinele națiunilor, puține evenimente au avut un impact atât de profund și de durabil precum invazia Rusiei în Ucraina. În acest clip, explorăm realitățile crude și adesea ignorate ale vieții sub ocupație, de la distrugerea sistematică a infrastructurii, până la suprimarea brutală a oricărei forme de disidență. Clipul nostru își propune să ofere o privire detaliată asupra impactului umanitar, social și economic al ocupației ruse. Aducem în atenție o situație care, deși departe de ochii lumii, continuă să afecteze vieți și să modeleze viitorul unei întregi regiuni. Rămâneți până la final pentru a înțelege mai bine ce înseamnă să trăiești în umbra unui conflict nerezolvat și care sunt speranțele și temerile celor care îndură zi de zi consecințele invaziei ruse. Ocupația a avut un impact devastator asupra zonei, schimbând fundamental viața de zi cu zi a milioanelor de ucrainieni. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Vizionare plăcută! Viața sub ocupație rusă în Ucraina este definită de incertitudine și restricții severe. Locuitorii zonelor ocupate se confruntă zilnic cu dificultăți majore. Infrastructura esențială a fost grav afectată de lupte, lăsând multe comunități fără acces la servicii de bază. Sistemul de sănătate este șubred, cu spitalele și clinicile fie distruse de bombardamente, fie copleșite de numărul mare de răniți. Aprovizionarea cu medicamente este inconsistentă și adesea insuficientă, punând viețile pacienților în pericol. Educația a suferit de asemenea un regres semnificativ, școlile din multe zone ocupate sunt închise sau transformate în cazărmi sau depozite de armament. Copiii sunt privați de educație formală, unii fiind nevoiți să participe la lecții organizate în adăposturi sau online, când condițiile permit. Acest decalaj educațional promite să aibă efecte de lungă durată asupra unei întregi generații. Privarea de libertate de mișcare și de informare este o altă caracteristică a vieții sub ocupație. Checkpointurile și patrulele militare sunt omniprezente, limitând grav capacitatea oamenilor de a se deplasa în căutarea resurselor sau serviciilor. Controlul strict asupra informațiilor înseamnă că mulți locuitori nu au acces la știri neviciate, fiind forțați să se bazeze pe propagandă sau pe zvonuri pentru a înțelege ce se întâmplă în lumea exterioară. Aceste condiții au dus la creșterea sentimentelor de frustrare și disperare printre locuitorii zonelor ocupate, mulți dintre ei căutând modalități de a rezista sau de a evada de sub controlul impus de forțele de ocupație. În ciuda riscurilor enorme, forme de rezistență, atât pasive cât și active, încep să se organizeze, arătând că spiritul de luptă și dorința de libertate sunt încă vii. În zonele ocupate ale Ucrainei, regimul de control impus de forțele rusești a transformat fundamental viața cotidiană într-un peisaj de supraveghere, restricții și frică. Autoritățile de ocupație au instituit o serie de măsuri represive, menite să suprime orice formă de disidență și să consolideze controlul lor asupra populației. Una dintre cele mai acute forme de opresiune este restrângerea severă a libertății de mișcare. Locuitorii zonelor ocupate sunt adesea nevoiți să treacă prin multiplele checkpoint-uri doar pentru a accesa servicii de bază sau pentru a vizita rudele. Aceste checkpoint-uri sunt locuri de intimidare și abuz, unde soldații pot reține persoane pentru ore întregi fără explicații. Călătoriile între orașe și chiar în interiorul aceluiași oraș pot deveni periculoase și imprevizibile, având un impact profund asupra vieții sociale și economice. Controlul strict al informațiilor este o altă tactică utilizată pentru a menține populația într-o stare de neștiință și frică. Publicațiile locale sunt fie închise, fie preluate de autorități, iar orice formă de presă independentă este rapid suprimată. Accesul la internet este sever limitat și monitorizat, iar rețelele sociale sunt adesea blocate. Aceasta izolează efectiv locuitorii de restul lumii și le inhibă capacitatea de a se organiza sau de a protesta. Rapoartele de abuzuri ale drepturilor omului sunt frecvente și profund îngrijorătoare. Forțele de ocupație sunt adesea acuzate de detenții arbitrare, tortură și chiar execuții extrajudiciare. Locuitorii pot fi reținuți pentru orice motiv, de la acuzații de spionaj până la simpla exprimarea unor sentimente pro-ucrainiene.
În plus, există rapoarte despre răpiri și dispariții forțate, victimele fiind adesea activiști locali, jurnaliști sau chiar tineri acuzați de rezistență. Aceste măsuri de opresiune au un impact devastator asupra structurii sociale și morale ale comunităților. Mulți locuitori trăiesc într-o stare constantă de anxietate și teamă, temându-se atât pentru siguranța proprie, cât și pentru cea a familiilor lor. Solidaritatea și coeziunea comunitară sunt puse sub presiune, deoarece oamenii sunt forțați să fie suspicioși unii față de alții, iar încrederea este erodată de frica de colaboratori sau informatori. În ciuda riscurilor și opresiunii severe, există semne de rezistență. Oamenii își exprimă opoziția prin graffiti, mesaje ascunse în artă și muzică, și chiar prin organizarea secretă a rețelelor de ajutor reciproc. Aceste acte de curaj, deși adesea mici și simbolice, sunt vitale pentru moralul comunităților și reprezintă un semn clar că spiritul ucrainean de independență și libertate continuă să trăiască. Jurnaliștii din Ucraina se confruntă cu riscuri extreme sub ocupația rusă, unde libertatea presei este practic anulată. În zonele ocupate, multe cazuri de represiune împotriva presei sunt documentate, incluzând arestări, tortură și chiar uciderea jurnaliștilor care încearcă să raporteze adevărul. Un caz notoriu este cel al lui Mykola Semena, un jurnalist din Crimea cunoscut pentru criticile sale la adresa Rusiei, care a fost condamnat la închisoare sub acuzații de separatism. În Donetsk, jurnalistul local Pavlo Iurov a fost răpit de separatiștii proruși în timp ce documenta abuzurile comise împotriva civililor. După luni de captivitate și tortură, el a fost eliberat într-un schimb de prizonieri. Povestea sa, deși amplu mediatizată internațional, reflectă doar o mică parte din realitatea dură a jurnaliștilor din aceste regiuni. O altă jurnalistă, Olena Bodnar din Luhansk, care a raportat despre condițiile de viață sub ocupație și comportamentul forțelor ocupante, a fost acuzată de activități extremiste și condamnată la o pedeapsă severă de închisoare după un proces nedrept. Aceste cazuri subliniază strategia de intimidare a presei, cu scopul de a suprima orice sursă de informare independentă. Mass media rusă joacă un rol esențial în susținerea ocupației, promovând propaganda și dezinformarea pentru a justifica acțiunile guvernului rus și pentru a denatura realitățile pe teren. Televiziunile și publicațiile rusești frecvent prezintă forțele de ocupație într-o lumină favorabilă, în timp ce criminalizează guvernul ucrainean și pe cei care îi susțin. Această narrativă este critică în menținerea controlului asupra populației și în manipularea opiniei publice atât în Rusia cât și în afara ei. Ocupația rusă a transformat regiunile estice ale Ucrainei în zone unde drepturile umane sunt încălcate constant. Locuitorii sunt supuși unui regim de teroare, cu libertăți personale restricționate sever și o viață cotidiană plină de frică și de nesiguranță. Zonele estice ale Ucrainei, în special regiunile Donetsk și Luhansk, sunt cunoscute pentru capacitatea lor industrială semnificativă, având un rol major în producția de oțel, chimicale și mașini industriale. Ocupația rusă a dus la perturbări majore în aceste sectoare, cu consecințe pe termen lung atât pentru economia locală cât și pentru cea națională. De exemplu, combinatul metalurgic Azovstal din Mariupol, unul dintre cele mai mari astfel de facilități din Europa, a suferit distrugeri semnificative în urma asediilor și bombardamentelor. Anterior războiului, Azovstal avea aproximativ 10.000 de angajați și contribuia substanțial la economia locală și la exporturile Ucrainei. În urma conflictului, producția a fost oprită, majoritatea angajaților au fost evacuați, iar infrastructura fabricii a fost grav avariată. Alt exemplu este uzina chimică Styrol din orașul Horlivka, care anterior conflictului angaja peste 4.000 de persoane și era unul dintre cei mai mari producători de fertilizatori din regiune. Conflictul a forțat uzina să-și suspende operațiunile, iar controlul asupra facilității a trecut în mâinile separatiștilor proruși, ceea ce a dus la pierderea unui număr mare de locuri de muncă și la întreruperea lanțurilor de aprovizionare. Agricultura este un alt sector vital afectat negativ de ocupație.
Estul Ucrainei este o zonă cu soluri foarte fertile, importantă pentru producția de cereale precum grâul și porumbul, dar și pentru producția de floarea soarelui. Conflictul și ocupația au transformat multe dintre aceste terenuri fertile în zone de luptă sau le-au făcut inaccesibile datorită prezenței minelor neexplodate și a insecurității continue. De exemplu, în regiunea Donbas, aproximativ 20% din terenurile agricole nu pot fi cultivate din cauza conflictului. Aceasta a dus la scădere semnificativă a producției agricole, cu impact direct asupra economiei locale și asupra securității alimentare a regiunii. Fermierii care rămân activi se confruntă cu riscuri semnificative, inclusiv atacuri sporadice și dificultăți în accesarea piețelor pentru a-și vinde produsele. Impactul combinat al distrugerilor industriale și a perturbărilor în agricultură este profund. Odată ce milioane de oameni s-au refugiat în alte zone ale Ucrainei sau în Europa, producția industrială și agricolă au scăzut drastic, rușine fiind capabili să le repună pe picioare. Pe termen lung, reconstrucția acestor sectoare va necesita investiții semnificative și sprijin internațional, în timp ce comunitățile locale se luptă să se adapteze la noua realitate economică. Stabilitatea și dezvoltarea viitoare depind de capacitatea Ucrainei de a recâștiga controlul asupra acestor regiuni și de eficacitatea eforturilor de reconstrucție post-conflict. Un aspect alarmant și profund nedrept este modul în care forțele ocupante au exploatat resursele agricole ale regiunii, în special cerealele, care reprezintă o componentă vitală a economiei ucrainene. După ocuparea rapidă a vastelor regiuni agricole din Ucraina, inclusiv zone fertile din Donbas și regiunea litorală de-a lungul Mării Negre, trupele ruse au început să controleze fermele locale și depozitele de cereale. În multe cazuri, aceste resurse nu doar că au fost confiscate de la fermierii locali, dar au fost și exportate ilegal către Rusia sau vândute pe piețele internaționale sub etichete false. Un exemplu specific este orașul portuar Berdiansk, unde forțele ruse au preluat controlul asupra infrastructurii portuare și au utilizat-o pentru a exporta cereale ucrainiene. Rapoarte locale și investigații jurnalistice au relevat că mii de tone de grâu și porumb au fost încărcate pe nave și trimise în Rusia sau în alte destinații, adesea sub acoperirea unor documente falsificate care mascau originea ucraineană a cerealelor. Pentru fermierii din zonele ocupate, pierderea controlului asupra producției lor a fost devastatoare. Mulți au fost forțați să lucreze pe propriile lor terenuri sub supravegherea trupelor ocupante, primind o fracțiune din valoarea reală a produselor lor, dacă primeau ceva. Această situație a dus la o scădere drastică a veniturilor pentru fermieri și la o creștere a insecurității alimentare în regiune. În plus, această jefuire sistematică a resurselor agricole a avut un impact negativ semnificativ asupra economiei ucrainiene în general. Ucraina, cunoscută coșul de pâine al Europei, se bazează în mod tradițional pe exporturile de cereale pentru o parte semnificativă a veniturilor sale naționale. Pierderea acestor exporturi nu doar că a afectat balanța comercială a țării, dar a și crescut prețurile alimentelor la nivel global, contribuind la crize alimentare în alte părți ale lumii. Jaful resurselor agricole din Ucraina și exporturile ilegale au atras condamnări internaționale și au fost subiectul mai multor sancțiuni împotriva Rusiei. Comunitatea internațională, inclusiv organizații precum Națiunile Unite și Uniunea Europeană, au încercat să contracareze aceste acțiuni prin impunerea de restricții asupra comerțului cu produse care provin din zonele ocupate, în încercarea de a limita beneficiile economice pe care Rusia le-ar putea obține din această jefuire. Aceste tactici de exploatare economică și jaf a resurselor subliniază o dimensiune adesea ignorată a conflictelor armate, cea economică. Impactul acestor acțiuni nu este doar local sau național, ci are reverberații globale, afectând piețele internaționale și provocând instabilitate economică și umanitară la scară largă. A aduce lumina asupra acestor realități este crucial pentru înțelegerea completă a consecințelor ocupației și pentru mobilizarea sprijinului necesar pentru Ucraina. În zonele ocupate de Rusia, în Ucraina, modificările sistemului educațional au avut un impact profund asupra tinerilor. Cu școli închise sau transformate în baze militare și cu profesorii adesea forțați să părăsească regiunea,
copiii au pierdut accesul la educație formală. În încercarea de a păstra un simț al normalității, comunitățile locale au organizat școli improvizate în subsoluri și adăposturi, unde voluntari și foști profesori încearcă să continue educația în condiții extrem de dificile. Aceste inițiative sunt vitale pentru menținerea unei fărâmi de structură și speranță în viețile tinerilor, dar lipsa resurselor și dificultățile de a accesa materiale educaționale adecvate rămân provocări majore. Rezistența comunităților locale se manifestă în diverse forme, de la acte subtile de nesupunere civilă, la organizarea de rețele clandestine care ajută la distribuirea de alimente, medicamente și informații. Solidaritatea și sprijinul mutual sunt palpabile, cu vecini care își împart resursele și oferă adăpost celor ale căror case au fost distruse sau confiscate. Deși forțele ocupante încearcă să suprime orice formă de rezistență, spiritul comunitar și dorința de a-și păstra identitatea și libertatea sunt mai puternice decât orice tactică represivă. Schimbările culturale și sociale sub ocupație sunt semnificative, cu o represiune intensă asupra oricăror manifestări ale culturii și identității ucrainiene. Limba ucraineană și simbolurile naționale sunt descurajate sau chiar interzise în spațiul public, în timp ce media și școlile sunt folosite pentru a promova narrativa și valorile rusești. Cenzura este omniprezentă, iar accesul la informații necontrolate de ocupanți este extrem de limitat, lăsând comunitățile izolate și adesea dezinformate despre evenimentele din restul țării și ale lumii. În ceea ce privește perspectivele și soluțiile pentru viitor, discuțiile despre posibilele căi de rezolvare a conflictului sunt complexe și pline de incertitudini. Eforturile internaționale de mediere și ajutor umanitar sunt critice, dar progresul este adesea încet și întâmpină multe obstacole. Organizațiile internaționale și guvernele străine au oferit sprijin financiar, resurse umanitare și suport pentru refugiații care au reușit să scape din zonele de conflict. Totuși, o soluție durabilă necesită negocieri delicate și angajament continuu pentru a adresa nu doar simptomele conflictului, ci și cauzele profunde ale acestuia. Acestea sunt realitățile cu care se confruntă locuitorii din zonele ocupate ale Ucrainei. O luptă zilnică pentru supraviețuire, educație, libertate și identitate, în fața unei opresiuni severe. În ciuda tuturor provocărilor, speranța și rezistența rămân vii, alimentate de solidaritatea impresionantă a comunităților și de sprijinul internațional care continuă să caute căi de a aduce pacea și stabilitatea în regiune. Această narrativă subliniază importanța perseverenței și a curajului în fața adversității, precum și necesitatea unei soluții globale care să restabilească dreptatea și să permită refacerea vieților distruse de conflict. Într-un peisaj marcat de distrugeri și dureri, ocupația rusă în Ucraina a redefinit dramatic viața a milioane de oameni. Pentru ucrainieni, aceasta nu înseamnă doar o pierdere a teritoriilor, ci și o eroziune profundă a modului lor de viață, a culturii și a speranței într-un viitor pașnic. Ocupația a adus cu ea nu doar violență fizică, ci și un asalt asupra identității ucrainiene, cu schimbări forțate în educație, restricții severe asupra libertății de exprimare și o supraveghere omniprezentă. În acest context, referendumurile ilegale organizate de Rusia pentru a legitima controlul asupra regiunilor ocupate sunt un exemplu clar de manipulare politică și de încălcarea dreptului internațional. Aceste așa zise voturi, departe de a reflecta voința poporului, sunt puse în scenă sub amenințarea armelor, cu rezultate predeterminate care servesc doar interesele ocupanților. În fața acestui dezastru umanitar și cultural, este esențial ca românii și comunitatea internațională să conștientizeze gravitatea situației și să ofere sprijin. Solidaritatea și acțiunile concrete pot face o diferență semnificativă în viețile celor afectați și pot ajuta la presiunea internațională necesară pentru a găsi soluții de pace și pentru restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei. Pe măsură ce ne apropiem de finalul acestui clip, este clar că impactul ocupației ruse în Ucraina este unul devastator, cu repercusiuni care vor răsuna mult timp de acum înainte. În timp ce lumea continuă să urmărească evoluția acestei crize, este crucial să nu uităm poveștile de rezistență, curaj și umanitate care se desfășoară în fiecare zi în umbra acestui conflict.
Prin conștientizare și acțiune colectivă există speranța că dreptatea și pacea vor prevala în cele din urmă. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. De asemenea, vă invit să intrați și pe secțiunea Comunitate, unde în fiecare zi veți găsi sondaje de opinie sau diverse lucruri noi care sper să vă intereseze și să vă placă. Pe data viitoare!